Surpriză de proporții la concursul pentru șefia SJU, Tiberiu Tătaru, fostul manager al Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, și-a depus în această dimineață dosarul de candidatură pentru funcția de manager al unității medicale. Acesta este primul intrat în cursa pentru postul de conducere, devenit vacant după demisia din funcție a lui Gigel Capotă. Și actualul manager interimar al unității, Dumitru Vienescu, își dorește acest post. Astăzi a fost ultima zi în care se pot depune candidaturile. Tătaru și-a depus astăzi candidatura pentru șefia Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu. Fostul manager al SJU Târgu Jiu a declarat pentru TV Sud că este încrezător în șansele sale. Da, așa este. Astăzi, în această dimineață, mi-am depus dosarul pentru concursul pentru postul de manager persoană fizică de la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. De asemenea, actualul manager al SJU Târgu Jiu, Dumitru Vienescu, a declarat că își va depune candidatura și că își dorește postul de manager. Da, în momentul de față lucrez la proiectul de management care voi depune pentru a depune dosarul de concurs. Tătaru ocupă în prezent funcția de kinetoterapeut principal la SJU din martie 2019, în același timp el fiind conferențiar universitar la Universitatea Constantin Brâncuș din municipiu. În perioada aprilie 2014-decembrie 2017, Tătaru a fost managerul SJU Târgu Jiu, funcție din care a plecat la finalul mandatului. Acesta a avut atunci o problemă de incompatibilitate pe care a rezolvat-o favorabil în instanță. Timp de un an de zile după plecarea de la SJU, Tătaru a fost șeful Centrului de Asistență și Îngrijire Suseni.